nereguli în bucătăriile a 4 maternități din țară. Ministra Sănătății, Alani Merencu, spune că în fiecare instituție medicală au fost depistate abateri de la normele sau meniul recomandat de minister. Mai exact, produsele nu sunt certificate, lipsesc fructele locale sau întreg spitalul este hrănit cu aceleași bucate. Merencu a promis să publice pe pagina sa oficială un raport mult mai detaliat. Am văzut în spitalele raionale, în secțiile de pediatrie, copiii se alimentează cu preparate pregătite din fasole, din varză înăbușită. Deci, pentru un copil bolnav care se află în secție de pediatrie, nu cred că este cea mai ușoară alimentație. Lipsesc totalmente merele, fructele. Dacă sunt fructe pe undeva, ele sunt fructe exotice, care de fapt au fost în drumul lung spre Republica Moldova preparate, menținute mai mult la frigider. Eu cred că avem suficient de multe fructe în Republica Moldova ca să alimentăm în special copiii noștri. Alani Merencu spune că în ultimele săptămâni au fost efectuate controle în 4 maternități din țară, iar pentru echitate au fost verificate instituțiile medicale de diferite niveluri, adică Republican, Municipal și Raional. Este vorba despre Institutul Mamei și Copilului, Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi, Maternitatea Municipală numărul 2 și cea din orașul Ialoveni. În niciuna dintre aceste instituții, alimentația oferită pacientelor nu corespunde cerințelor, spune ministra sănătății. Toate cele 4 maternități au fost depistate nereguli? Da, în toate. Diferite nereguli, dar în toate. Nu sunt respectate normele de kilocalorii, nu sunt respectate normele de transfer din blocul alimentar în secții, nu totdeauna există certificatele de origine. O altă problemă semnalată de autorități este că blocurile alimentare nu respectă regimurile dietetice recomandate de medici, astfel că toate pacientele primeau aceleași bucate, indiferent de afecțiunile de care sufereau. Ministra Sănătății a promis să publice raportul cu încălcările depistate în cele 4 maternități. Autoritățile au pornit verificările după ce o mamă a scris pe Facebook că în Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi se gătește prost din produse necalitative. Solicitată de TV8 pentru o reacție la declarațiile făcute astăzi de ministra sănătății, purtătoarea de cuvânt a instituției spune că în cadrul anchetei interne care a avut loc în perioada 10-13 martie nu au fost depistate nereguli. S-a constatat că totul este conform cerințelor actelor normative. Mici abateri care au fost sunt publicate pe site-ul instituției. Ce ține de plângerea pacientei a fost efectuată la 2 luni după externare. În perioada cât a fost internată, din partea dumneavoastră nu a survenit nicio plângere și nici nu există o altă plângere din partea altor pacienți în privința alimentației. Iar purtătorul de cuvânt de la Institutul Mamei și Copilului a negat că în instituție ar fi avut loc controle și spune că acestea abia urmează. A mers și la Maternitatea Municipală numărul 2, iar pe directoare am prins-o la poartă în timp ce pleca. Ea a refuzat să ne vorbească la cameră, dar am filmat discuția cu camera ascunsă. Noi nu știm care sunt nota informativă. Doamna și-a permis în ansamblu, a spus despre toate verificările, dar eu nu știu dacă este vorba numai despre noi. Eu trebuie să știu despre care nereguli sunt. Acum câteva zile, ministra sănătății, Alani Merencu, a publicat o altă anchetă, care constata că angajații din blocul alimentar de la Institutul Oncologic furau din mâncarea pacienților, iar oamenii internați în acest spital primeau alimente de calitate proastă. Tot atunci, șefa blocului alimentar a demisionat împreună cu bucătarul șef, dieticianul, dar și magazionerul. Probabil foarte mulți din cetățenii noștri suferă profund de kleptomanie. Astfel, aceasta este responsabilitatea administrației spitalului și nu a Ministerului Sănătății să verifice foarte frecvent dacă pleacă sau nu pleacă acasă alimentele. Toate datele constatate în urma controalelor au fost transmise poliției care a inițiat o anchetă. Ministra Sănătății a atenționat și alte spitale. Nemerenco i-a îndemnat pe director să schimbe lucrurile înainte de a se pomeni cu ministerul la ușă.